box. Tyson cu cine vreți voi. La un moment dat, ăsta, bă, bucuros, de la servici, te-a te-au așteptat să pleci, i-a zis că ce mai merge. Să duce, și ia lume, și ia bombonie, și ia zile, chipsuri, figuri, o lată de mere, duce, pune la frigider, le scoate, le paranjează. Deci la nevastă s-a disparte și să duce mere, duce, nu vreau să duce, ascunde-ți în dăptorul și face lei. Să nu cumva să treci pe aici că ți-a crăpat capul. Vine aia, nu știu ce ia, trebuie să râde, ce duce de aici, ăsta, pune, frumos, mai erau 5 minute, să înceapă meciul, sigur, nu știu, atât povestea acolo, ăia să tot antrenau, să tot... La un moment dat începe, spuneam eu, alumnii, își pune bere, își pune zile, așa frază, așa frumos, fotoliu, își pune picioare pe măsuță, și n-am începe meciul, putem de mai care. Dar așa, tu pune, când pune paharul la gură și bea două guri și începe meciul și fuce tai să două bucăți ăla și chică la grămadă să o gătă meciul. Fai, tută în tume, că zice, bă, gaua e pula măta, așa nu le stă, și vine nevastă, s-a contrarat de acolo, zice, mă, ce-i cu tine, mă? Ce urle așa ca disperatul? Pe cum dracu să nu urlă tu, zice, mă pregătesc, ce zice ea, cu bomboane, cu gele, cu alunie, cu bere, cu gele, și vine prostul ăsta și zice, 3 secunde, gata. La care asta zice, nu, acum mă înțelegi. Cigaro mai sunt la bărbatul. Și la un moment dat s-aude nu știu. Asta distrat. Și l-a ascunde mine, să l-ascunde. Și l-ascunde codul pe o plasmă. No. S-a ascunde ăsta acolo. Frumos, intră bărbatul în casă, asta începe, îl pupă, face, bă, ia acum, fac de mâncare, face, nu trebuie nimic de mâncare, începe meciul. Dar ia, îți fac de mâncare, ce-ți place ție? Nu trebuie de mâncare, ia, începe meciul, l-o dat mă la meci. Am cumpărat și plasma asta, nu, acum să nu mă gândesc la meci. Asta disperată, ai, e bună durare asta și gătește în bucătărie și trebuie să uitam ăsta să cala la meci. Băi, și la un moment dat să dă un gol acolo și ăsta disperat, am aici după televizor, nu mai suporta să uită la 5-ul ăla, punctul 1, 5-ul 1, și ies afară, așa nici face. Vine ăsta scurat în bucătărie, soțul zice, ai de problemă, nu mi-au și televizor, mi-a cumpărat-o. Ce 3D, mă, ăsta e 7D. Ce șepte de mă? Păi iată mă, odată ăștia gol și un suporter, nu mai suporta să nu s-o vadă. Ia și pe un grup de suporteri, ăia mai buni, trei șefi de la galerie, se iau și se duc în Egipt, toți într-un microbuz de ăsta, păcă erau pe la mijlocul Egiptului, să fuge microbusul, îi se rupe o gură acolo. Samu, ce se facă, trebuia să aștepte două ore. Îi fac și ei pachetele la federație, se uit acolo, găsesc o sticlă de whisky. Și se pun ăștia și beau și beau și beau și la un moment dat unul între, hai de pula mea, fii atent, fântână de nisip. Nu, fain, asta n-am mai văzut. Și mai beau și mă, fii atent, mă, dar vine mai aproape, mă. Și mai beau și mă, bă, ia mă, că e aici. La un moment dat, asta nu-i fătună. Lângă ei un grup de talibani, așa, cu 40, așa, unul în gaz, un test cu surință mâine, la o pierdăcine mea. Ale mai beta, ține o whisky în țara sfântă. La pinge cu voi. Și duce pe ăștia toți, îl leagă de un copac. Și face, tu rapidistule, te-am văzut, tu mergi 30 de bice. 30 de bice, nu am 30. Bă, tu frică? Nu bată, mi-e frică, te rog să mă cagă ții pe mine. Bă, tu frică? Bă, bată, mi-e frică. Nu, pentru că ți-e frică, aia dorință. No, legați-mă o pernă de spate. Și legă-l ăsta o pernă de spate și începe. Un bici, două bice, la 25 de bice, să crapă o pernă aia ăsta, vreo 5 bice. Ruptă, vai de capul lui, face, no, o soare de cămilă pe el, spață legea. Mie din am obis-o. Hai încoace, te-am văzut eu pe tine, ai băut și tu. Hai încoace, legați-l și îl leagă pe ăsta. Ce frică, m-am frică pe mine, uite ce tu la mine. Ce frică, așa, da, și toate tu la dorință. Și la tine, nu este legat, două perne. Și îl leagă ăsta două perne de spate și începe. Un bici, două bice, trei bice. Prima și eu s-a vrut două foc să crapă pernele și eu s-a vrut două bice. Aha, fericit, da? A scăpat. Nu-i bai. Mă ustrunce, da? Trece. O soare de cămilă pe el. Și să voi mânta. Și vine stelistul. Și vine stelistul. Leagă, mi-ce, de ce? Da, o pură roce. Nu, de ce? Nu.
N-au cărnit de tehnic, 40 de bicetic, 40 de bice, mie trebuie 100. 100, mă? Da, mă, 100, mie trebuie 100 de bice. Băi, dar tu ești curajos, mă, așa? Curajos de înțeles, mă. Eu vreau 100 de bice. Dar pentru că ești așa de curajos, mai ai dreptul la dorință. Bă, dacă am dreptul la dorință, legați-l pe aia doi în spatele meu. Apropo de Egipt, să duc în deșert, ăștia doi tâmpiți bulă și îi zic. Era o vază murată, mă, o traite pe ei, o ghele, abdiesc când au picioarele, soarele celele bătea în creiere. La un moment dat, văd așa niște beduini vin pe cai. La care zice bulă, zice, mă, pun, zice, am avut un carul de dar să vezi cum să zice ce? Mă, zice, stai liniștit, nu-ți bate capul. Adoptăm metoda struțului. Mă zice, cum e aia? Mă și ne băgăm capul în și... Asta e, nu ne vede? Nu, zice, bună, bună asta. Îți bagă ăștia capetele în sip, am reformat să numai cururile de afară. Aia, bineînțeles, că a venit idioțea, s-a uitat, a văzut pe ăștia cu curul afară, eu l-am la pulă, eu am făcut el doi. Eu am făcut-o, s-a dus. L-am dat scoatele la capul din nisip, scoate și celălalt și mă, dreptate aia, mă, și ce, și în cur ne-o potat, nu ne-o plat. Ce trebuie ceva să dau și la un bar. Și am unul dintre ei să pune pe un plâng zi ala. Și ăsta zice, a ce ai plâns, măi? Cum ce plâng, mă? Cum ce plâng? Pe via de mă, eu brunet, nevastă mea brunetă, copilul meu roșu ca mână, cum prins la mă zis să facă mână. Stau ăștia, vreau să gândesc, nu? Nu, îți dai de seama. Mă, bine, mă, copilul tău roșu ca, dar de ce plângi? Am cum de ce plângi, mă. Eu brunet, nevastă mea brunetă, copilul meu roșu ca. Apoi, bă, fii atent, faceți sex. Păi de ce, o dată pe săptămână, o dată pe zi? O dată pe săptămână? Bă, o dată pe lună? Bă, o dată pe an? L-ai văzut, mă, e rușinită, mă, de aia. Apropo de sex. Se duce Baciu Văsălic, că avea vreo 78, câte 80 de ani, și se duce la doctor cu babuța după el. Și zice la domnul doctor, zice, domnul doctor, apăsite să vă spun eu la dumneavoastră ce lucruri interesante mi se întâmplă mie. Domnul doctor! Și ce apoi zice, eu când fac sex, apoi domnul doctor zice, prima dată și prima dată, zice, mă ia niște transpirață. Și mă trec așa pe la niște sudor, pe la gaura curul, așa mi se întinde. Și apoi zice, ta-ta-ta-ta-ta-ta, sud și ta-ta apă și ta-ta chin de apă. N-o și apoi a doua oră, apoi zice, ta-ta-ta tremur. Și tremur de fric. Și mă ia așa cu, zice, cu tremur și cu, și cum ta-ta-ta-ta îngheață tăte pe mine. La care baba de acolo, da, păi cum dracu nu zice că odată face sex în iulie și odată în decembrie? Hai, Zoli! Nu, azi nu. Azi nu. Iar nu ți-a dus nimic de futut, ca să înțeleg. Ok, da. Rămâne peste. Nu, că Zoli întotdeauna nu așa. Și apropo de... Nu se să-i spun la Zoli asta. Nu se, că e frumoasă asta, trebuie să vă spun. Ce? Morica făcea autostopul. Și la un moment dat vine unul cu un camion, cum e frână, deși ăsta ușa, la care Morica zice, nu te supera, sui pe mine până la Cluj. La care ăsta zice, sui dară, dar cine pula mea duce camionul? Copilul pistică la școală. Și zice învățătoarea, ce copii, vă rog să spuneți o propoziție în limba română, dar să fie corectă. Și îl ridică pe pistică și zice pistică. Had duminică duc la pădure. Ce pistică, nu e bine. Nu? Da, had atunci nu duc duminică la pădure.
Și sigur ăsta cel mai frumos dintre bancurile astea cu unguri, zice ungurul către român, fut pe tată tău. Și ăsta poate pe mama și pe ea. Și apropo de asta cu unguri, era Ionucul și cu Piștigo, povesteau. Și zice Piștigo către Ionucul, zice, măi, Ionuc, tirare. Și eu am o problemă mare, zice, tot ai văzut la televizor, zice, la asta cu apartheid-ul. Cine, mă, ce? Ha, zice, nu înțeleg, zice, cum vine asta, zice, cu apartheid. Bă, fii atent. Bă, zice, vezi tu punctea asta? Hai, sigur că văd, mă. Să zicem că din partea asta, vezi tu că pe punctea asta nu trece numai câte o singură persoană. Nu avem. Din partea de aceea de dreapta, vine un român. Și în partea cealaltă zice, vine un negru. Na, apoi ajung la mijloc. Na, apoi când ajung la mijloc, românul îi pute una la ungur, la negru și spune, te mă, pula mea de ungur. Era cu apartheid. Și apropo de apartheid, se duce unul în pretorian. Și la ăsta era alb, așa e ca spuma laptelui. Și ajunge la aeroport și am stăte la o codă de aia crâncenă. Și vine unul și îl întreabă, și domnule, dumneata ești pentru prima dată în Pretoria? Și da. Domnule, ce nu se face așa? Deci aici nu se stă la codă, domnule, dacă ești alb. Nu stai la codă. Zice, nu, nu, ai de față, lasă dracu pe un negru. Ce față? Se duce ăsta în față, nu știu, domnule, problema, popov, vize, alea, iasă. La un dacă se dă plimbai la șoc în Pretoria, zice, eu să mă duc și eu dracu la un film, la un spectacol, la ceva. Și tot să meargă la un cinematograf. Codă. Aia, tot să cumpărau bilete. Să pune în eu codă la rând. Și vine unul și domnule dumneavoastră și pentru filmul ăsta în Pretoria. Da, nu. Nu se face așa. Nu se stă la rând. Nu există la rând. Albi nu. Albi se ducă în față și au bilete, nu. Nu, merg ăsta în față și ai bilete, se duce. Dă să intre în sala aia de spectacol. Și domnule, un fiu, ne tăiești pentru prima dată în Pretoria. Da, domnule, ține, ce mă dă dumneavoastră? Domnule zice, cum să închei întrebăm, zice, în sala, acolo jos, numai negri stau. Albii stau sus la lojă. Acolo. A, zice, n-am știut. Bun, se duce ăsta la lojă, se așează frumos, dă din albă de acolo frumos. Mă, la un dat îl scapă pe ăsta o pișare. Și mă, unde e pula mea, pula? Unde dracu-i bun la cadă unul dintre ei, zice, mă, tu ești pentru prima dată în Pretoria. Băi, zice, mă, ție pe nimeni de întrebările astea. Da, domnule, zice, pentru că, dar chiar pișe pe ei mai aici, mă, ce nu ești de el. Zice, dă-i drumul. Hai, domnule, zice, chiar, da, bă, zice, dă drumul acolo. Na, scoate ăsta, și mă, și dă. L-am dat să audi de jos o voce, din negru. Ce, bă, tu ești pentru prima dată în Pretoria? Da, mă, ce prii, mă, ce tu? Așa într-o țară din asta bananieră. Băi, la un moment dat naufragează un vas din ăsta. Și sigur că pe vasul respectiv, ăia cum tot umblau pe mare luni de zile, aveau o capră. Mă, s-o puteau pe capra aia tăți la rând. Deci ou de-o prindeau pe capră, o zăbăgeau. La un moment dat, unul dintre ei stătea liniștit și spune așa, băi, Vasilică, ce nu le mai pute și tu capra, că îi pătău aici. Nu mă zic, nu sunt pute o capra, nu ce sunt, ce stâmpiți la camă. Băi, și tăți o pute, mă, ce ești prost, mă, te pute liniștit, că nu sunt pute nimic. Nu mă zice, nu mă, cum să pute o capra, mă, ce zic nebun la capra. Mă, la un moment dat, naufragează vasul respectiv într-o insulă din asta, înțelegi? Mă, și naufragează ăștia și pe gerucurile alea acolo plin de capre.
Plimă de cap, mă, și când văd ăștia capurile, hai de mine, zice, ce bun ești! Domn, stă, bă, și fiecare așa că de o capră, și bă, pui, zice, nu, mai am, așa, a, mă, era orice, e sexuală, cu toată regulă. La un moment dat, ăsta, Vasilica, ăsta care nu fuzea niciodată capra, ăștia și erau capra acolo, păi, zice, nu, ne-am făcut până la urmă, ce dea o pizda, mă, zice, asta e, tot pute. Mă, și râde aia tăi de el, zice, du-te, dracului, Vasilica. Că asta zice, n-am, mă, dar ce te râniți, mă, zice, și vă ascult o capre, mă. Hai, mă, dar zice, tu pe ales, tu tot mi-a faia nasolă.